Bună, bună! Vă salut și sunt convinsă că nu v-ați fi așteptat să ne întâlnim, să ne reîntâlnim atât de repede. Dar vreau să fac astăzi un scurt tutorial, nici nu este tutorial, o mică explicație pentru fetele aflate la început în arta croșetatului. Este un tutorial cu dedicație. Am văzut la noi pe grup astăzi un comentariu unde prietena mea se plângea că nu știe să păstreze marginea aceasta dreaptă la croșetat. Și am zis că trebuie neapărat să-i sar în ajutor și poate ce am înregistrat eu aici să o ajute să nu-și abandoneze proiectul. Deci, draga mea, urmărește ceea ce am înregistrat, iar dacă mai ai întrebări, nu ezita să mi le pui și încerc tot așa, rapid, să revin cu o scurtă înregistrare. Mi-am luat un fir mai gros, e culoare deschisă, voi folosi o croșetă mai mare, astfel încât să fie vizibil ceea ce fac. Există mai multe variante de a începe, voi folosi varianta cea mai simplă, când încep cu un lanț de ochiuri. Voi folosi o croșetă de 4 și jumătate, dar pentru lanțul de ochiuri voi începe cu o croșetă numărul 5. Poți începe și cu o croșetă mai mare. Și să spun că pentru modelul meu am nevoie de 10 piciorușe. Pornesc primul ochi de lanț și mai lucrez încă 9. Deci am 1, 2, 3, 4, 5, 6. Să nu ies din cadru. 7, 8, 9 și 10. Astea sunt ochiurile de lanț de care am eu nevoie ca să fac 10 piciorușe. Tu acum trebuie să ții cont de ochiul numărul 10, să-l fixezi cu degetul, să îți pui un marcator. Uite, pun un marcator ca să nu pierdem din vedere ochiul numărul 10. De aici există mai multe variante de lucru. O variantă folosită, pe care eu nu o folosesc, este să mă înalț cu 3 ochiuri de lanț și consider aceste ochiuri de înălțare ca fiind primul picioruș. Da? Deci primul picioruș în ochiul numărul 10 unde am pus marcatorul. Și atunci următorul picioruș dublu nu îl fac aici unde am marcatorul, îl fac în următorul. Fac picioruș dublu. Dacă am uitat să-mi schimb croșeta. Da, de la primul picioruș schimb și croșeta. Acum merg în fiecare ochi de lanț și fac câte un picioruș dublu. Am lanțul de înălțare, e primul picioruș, al doilea, al treilea și merg mai departe. Patru. Cinci. 6, 7, 8, 9 și 10. Dacă număr acum toate piciorușele, inclusiv primul, am 2, 4, 6, 8 și 10. Iarăși mă înalț cu 3 ochiuri de lanț. În cazul în care consider aceste ochiuri ca fiind primul picioruș, eu nu voi lucra aici.
Da? Deci dacă acesta mi este primul picioruș, în baza lui nu voi lucra. Pe față unde am terminat, aici este ultimul V orizontal, ori eu dacă număr acesta ca fiind primul picioruș, aici nu lucrez. Întorc și fac primul picioruș în următorul V, în următorul ochi de jos. Și am două. Trei. Patru. Cinci. Șase. Șapte. Opt. Nouă. Și trebuie să mă mai duc o dată în ultimul picioruș să fac picioruș dublu. Altfel am doar 9. Am făcut o scădere. Și atunci mă mai duc o dată în ultimul picioruș și fac un picioruș dublu. Este o variantă foarte folosită. Eu nu folosesc această variantă și îți voi arăta cum m-am obișnuit eu să lucrez. Mă înalț acum cu două ochiuri de lanț. Asta pentru că vreau să fac picioruș dublu. Două ochiuri de lanț. Ochi de lanț pe care eu îl ignor. Nu-l consider picioruș. Întorc și lucrez întotdeauna din primul picioruș. Din primul ochi, da? Deci eu întotdeauna mă duc aici în primul și fac primul meu picioruș dublu. Pentru mine aceste ochiuri sunt doar pentru înălțare. Și număr de aici. 1, 2, 9. În partea aceasta am încă prima variantă, deci mă duc în picioruș, mă prind și fac piciorușul numărul 10. Următorul rând îl voi lucra tot în varianta mea să-ți arăt de ce îmi pare mie mai simplu. Mă înalț cu două ochiuri, întorc și, cum am zis, încep exact de la primul ochi. Număr 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, iar acum 9, iar acum la ultimul picioruș, eu am aici încă un ochi, dacă mă uit aici pe față, da? Se mai vede încă un ochi, este foarte vizibil și nu am cum să-l pierd. Iar acum fac piciorușul numărul 10. La fel mă înalț cu două ochiuri și încep din bază să număr. Hai să termin rândul să îți arăt cum arată și la final. 2, 3, 4, 5, 6, 7,
Și este clar că trebuie să mai fac unul. Și 10. Eu m-am obișnuit să folosesc această variantă și nu dau greș niciodată, dar este clar că și dacă te obișnuiești în prima variantă pe care ți-am arătat-o, te obișnuiești și lucrezi tot timpul așa, la fel nu ai cum să dai greș. Important este să-ți alegi tu varianta de lucru, fie prima pe care ți-am arătat-o, fie a doua, dar să fie varianta pe care o folosești pe tot proiectul. Eu ți-am arătat două variante de bază. Există și mai multe variante de a lucra primul picioruș. Important este că am elucidat dacă lucrez ori nu lucrez primul ochi din rândul anterior. Eu sper să îți ajute treaba aceasta. Și să-ți mai zic ceva. Dacă am nevoie de un model, chiar o să înregistrez zilele astea, pe multiplu de 6 ochiuri. Voi monta, știu eu, 60 de ochiuri, plus dacă am nevoie de ochi pentru simetrie, plus îmi iau eu întotdeauna în calcul încă 2 ochiuri de margine. Nu ai idee cât îmi doresc să-ți fi fost de ajutor ceea ce am înregistrat astăzi și ție și tuturor începătoarelor care au probleme cu păstrarea ochiurilor. Și până ne reîntâlnim, vă spun ca de fiecare dată să aveți curaj, curaj pentru că nu e greu să croșetezi, să aveți și spor și imaginație, să fiți iubite, dar să și iubiți. Vă pup! Pa, pa!